Din 5 candidați la postul de manager al Teatrului Tudor Vianu, 4 s-au ales cu dosarul respins pentru neîndeplinirea condițiilor de înscriere, iar ultimul a luat doar nota 6,51 la prezentarea proiectului managerial. Nota minimă era 7. Aceasta după ce baremul ultimului concurs a fost redus cu un punct de la nota 8, dar nici așa nu a fost să fie. În aceste condiții, fostul manager Mircea Meonescu rămâne interimar, fiind în această postură din iulie 2014, acesta fiind al 4-lea interimat și o situație instabilă de neinvidiat, după cum spunea Mircea Meonescu astăzi, la ultima conferință de presă din acest an. Pe 13 noiembrie, când era finalizarea concursului, al 4-lea, la care eu n-am avut acces, susțin și acum că e ilegal, dar nu mai contează, un concurs la care am aflat, fără să fac demersuri gazetărești, că s-au înscris 5 candidați, eu eram al 6-lea, Săruna. 4 au fost respinși, probabil, la studierea dosarului, al 5-lea a fost respins pentru dosar, pentru lucrare, având nota 6,51, dacă nu mă înșel. E foarte ciudat, e foarte jenant că la un concurs care, în loc să vizeze performanța și să ridice media de la 8 la 9, s-a scăzut de la 8 la 7 și tot nu a fost luat. După cum a mai declarat directorul interimar al Teatrului Tudor Vianu, clădirea teatrului va intra în renovare în scurtă vreme, după ce se va ști cine a câștigat licitația pentru efectuarea lucrărilor de 1 milion de euro și după scurgerea perioadei de licitație. În aceste condiții incerte de interimat și cu renovarea care bate la ușă, stagiunea de toamnă-iarna teatrului nu propune decât o singură piesă nouă, Oreste, Regele Sunetelor, de Ioan Petru Culianu, restul fiind piese care s-au mai jucat și în alte stagiuni, cel puțin la capitolul Spectacole pentru adolescenți și adulți. Una peste alta, punerea în scenă cu Oreste, Regele Sunetelor are perspectiva de a fi jucată pe 21 mai 2016 în Statele Unite, atunci când se împlinesc 25 de ani de la asasinarea filozofului Ioan Petru Culianu în campusul universitar din Chicago. Mai multe amănunte despre perspectivele teatrului din Giurgiu puteți afla după Jurnalul de Știri, în a doua parte a ediției speciale.